Bună seara, dragii noștri! Iată o nouă seară deșezătoare la Palanca. Doamne din tot satul și de jos din Palanca și de sus din Ciugheș, copii din ansamblu la Porțile Neamului, copiii mici care acum învață să lucreze. Am pierdut-o pe Delia. Delia, unde este? Acolo, e acolo, draga de ea, da. O să insist asupra doamnei Cătălina, pe care data trecută n-am prezentat-o cu prea mare simț de răspundere, fără dumnea ei, n-am putea face nimic aici. Oricât entuziasm aș avea eu, dacă nu ar fi dumnea ei. Ne spuneți câteva vorbe? Ce să vă zic? Nu știu. Eu zic că împreună cu dumneavoastră, că singură nu, deci într-un caz, poate nici nu mă ascultă fetele, știu. De ce să ne ascultă? Păi, nu știu. Spune ceva spectatorilor. Ce să vă spun? Să vină în continuare la șezătoare? Să vină și tineretul, că nu prea li place să vină? Chiar dacă vin, nu li place să coasă? Să învețe, că așa e frumos. Să duc și mai departe tradiția. Ei, noi o să ne străduim să-i atragem. Împreună cu doamna Cătălina și cu ansamblul La Porțile Neamului, am fost în mai mulți ani la Târgul de Turism de la București, în noiembrie, în 2016, 17, 18, 19, până în pandemie. Dumnezeu a fost meșterul nostru popular, care ne-a reprezentat cu cinste, care a dus de acasă covoare și lucruri multe și prosoape și cămăși și tot ce a putut dumneai și a arătat celor care doreau acolo, cum se lucrează, cum se face un hajur, cum se face o dantelă. Întotdeauna ne-a sprijinit. Și dumneai este modestă, nu vrea să iasă în evidență, dar fără ea și fără nenea Mitruț, la care o să merg acum, care vine negreșit, cu 2-3 ore înainte, și ne face foc și ne întâmpină cu căldură și dragul de el este soțul doamnei Cătălina și ne aduce pahare, ne aduce suc, ne aduce apă, ne aduce farfurii, ne aduce șervețeli. El este omul bun la toate, care pare neimportant, dar fără nenea Mitruț ar fi tare greu. Ne-am ciocnit pe aici cap în cap, mulțumim frumos. Să continuăm, neapărat trebuie continuat. Da. Da, când... Să nu pierdem tradiția. Nu o pierdem, dar când avem oameni de bază, așa ca dumneavoastră, o să meargă cu siguranță. Astăzi este lăsat de sec și în alți ani, de câte ori a fost lăsat de sec, de postul Paștelui, de postul Crăciunului, noi am adus de acasă ceva în plus, o gustărică mai mult decât o prăjitură care am fi adus-o în orice luni. Punem muzică, dansăm. Nu întotdeauna suntem atât de frumos îmbrăcate cu ei și cu... pentru că cămășile astea naționale sunt extrem de valoroase și cumva le păstrăm. Le ținem acolo numai așa pentru ocazii speciale. Numai dacă vă uitați cât sunt de frumoși cu toții, toate doamnele, dar de întâlnim ne întâlnim și facem diverse activități. Astăzi o să-i avem între noi, dacă putem, pe membrii ansamblului La Porțile Neamului. O parte dintre ei, nu am adus prea mulți dansatori, pentru că spațiul este mic la șezătoare. O să ne vedeți cu altă ocazie la Rebreanu, la înălțare, atunci facem întotdeauna un spectacol mare, poate și cu altă ocazie, o să vă anunțăm dacă mai avem asemenea ocazii. Și până nu începem să mâncăm, eu zic să dansăm puțin, ca să creăm o atmosferă frumoasă. Acolo vedem. Uitați-vă și aici ce fetițe frumoase avem. Delia este o mică cântăreață, tocmai ce am plinit 6 ani. O să ne cânte și ea împreună cu Paula și Mădălina și Ștefi și toți ne sunt dragi și sunt copiii noștri, după cum v-am mai povestit. Și chiar dacă nu lucrează neapărat, dar ne arată ce lucrează ei la ansamblu. Cum dansează, cum...
evoluează și vă lăsăm în compania ansamblului la Porțile Neamului, cu o suită de dansuri. Yeah.
În suita precedentă v-am prezentat dansuri specifice zonei noastre. Ați putut vedea o floricică, la sfârșit o sârbă cu ciocane, care nu se mai găsește în altă parte, nici măcar a județului Bacău. Iar acum veți vedea o polcă urmată de o rață, apoi o coroghească pe bătăi. Tinerii noștri din ansamblu poartă costume tradiționale specifice exact zonei noastre. Aici era o zonă de confluență între Moldova și Ardeal. Se regăsesc elemente și din portul moldovenesc și din portul ardelenesc, ca de exemplu aceste pieptare care nu se regăsesc în restul Moldovei, pieptarele băieților, ca și pălăriile. Am colectat din sat poze vechi de 100 de ani și așa erau pălăriile pe atunci. Oamenii vor zice că pălăriile sunt prea frumoase, sunt frumoase că sunt noi. Pălăriile care mai erau pe atunci prin sat erau vechi și pleoștite. Ale noastre sunt noi și parcă nu sunt adevărate, dar sunt exact ceea ce era în zonă. Să-i urmăriți cu drag, pentru că muncesc foarte mult. Își rup din timpul lor, de la școală, de la servici, care cum pot, ca să vină să păstreze această tradiție frumoasă. Și ei au mult mai multe dansuri, dar în seara asta vă prezentăm doar două suite, pentru că trebuie să mai și cântăm, să mai facem și alte lucruri. Oh,
șingurița. Așa! Sunt o fată frumoasă,
Și de să mă rugică mai mai mort la căi după mine. Și eu cred că așa mai bine. Nici nu sunt prea înaltă tare, nu știu lor cum mi se pare. Mie, dar mie nici nu pasă, că sunt cea cea mai aleasă, măi măi. Dar mie nici nu pasă, că sunt cea cea mai aleasă, măi măi. Sunt dracă de sunt prin vor, nu pot sta de ochii lor. Și pe toți îi încăjesc, că nu vreau să le vorbesc. Drag mi-a fost ca lui Bălăman și pe mei ca militar măi. Drag mi-a fost și drag mi-o fi până-n cea din urmă zi Măleanu. Drag mi-a fost și drag mi-o fi până-n cea din urmă zi Măleanu. Mei că știi când ne iubeam că-n vale și sunt amâi, că nu ai pe nimeni să sărute gurița Măleanu. Dar aseară la portiță erai cop mândruță cu ea mică, tu vorbeai la mine, nici nu gândeai mai mică. Bravo! Mi-a făcut bunițe două mai frumițulițe, dacă nici dacă plouă eu am bunițe. Mă mândresc acum la lume și-a răspundiță, am făcut-o eu anume pentru bunița. Și eu să-i placă tare bunița nouă, o mi-a dat o sărutare, poate și două. De vreo două luni încoace mi-a spus la horă că și mai găsi ar place să-i fiu eu doră. Bunița asta mică și cu plumba, dar mă gândeam că nevestică frumos înșată. Bunița mea e nouă, ce bine pare, uite-ne pe amândouă gătite tare. Iar când mă ducem la vale, mi-a spus bunița, cine mi-a ieșit în car, ta mai bătița. Bunița asta bună era mâna, să-și tot așteptam să spună că îți frumoasă. Pirmila amândouă îl făcuta, ce poate bunița nouă, poate nu-i place. Nu, până ce face, spune bunița, dar mie vezi că-mi place mai mult mândruța. Bravo! Eu am vrut să vă cânt în seara asta, au zis că mama când i-a dat zestri că nu-i mărita, dar nu pot, că eu nu mă ajut în vocea absolut. O știți, mă, o știți? Valeu, valeu, valeu.
Thank you.
Să-i mulțumim.